aricelul care se bâlbâia. În poiana luminoasă, pe lângă multe alte animale, locuia și familia aricelor Ghimb. Aricelul Petru și fratele lui Dani aveau o pasiune: să construiască din Lego tot felul de case, turnuri, castele, garajuri și invenții care mai de care. Dacă nu ar fi pauzele de masă și temele de casă, ar fi preferat să stea ziua întreagă la construit. Cel mai mult le plăcea să construiască în căsuța din pom, pe care le construise tata vara trecută. Avea o scară pleantă și un acoperiș grozav, iar cele patru ferestre te ajutau să vezi toate împrejurimile până departe. Un loc extraordinar de joacă. Într-o zi, la frații cei doi au venit iepurașul Țăpăici și ratonul Marc. Iepurașul era cel mai bun prieten al lui Petru și se bucura foarte mult când aveau timp de joacă împreună. Marc se mutase recent cu familia sa în Poiana Luminoasă și azi avea să cunoască frații ariceilor Ghimb. Petru și Dani i-au întâlnit pe băieți cu biscuit și suc, iar după ce au mâncat, Petru a zis: Iepuraș, aș vrea să mergem în copac să vă arăt noile piese de Lego pe care le-am primit la ziua mea. Ratonul pufnir. Măi, da bâlbâit mai ești. Se face seară până termin de povestit ceva. Uf! Aricelul Dani și iepurașul Țăpăici priveau îngroziți unul spre celălalt, iar Petru deja avea ochii în lacrimi. A luat-o la fugă și a intrat în casă unde mama spăla vesela. Când l-a văzut, și-a șters mâinile repede cu un prosop și l-a luat în brațe și s-a așezat cu el pe un scaun. Petru, scumpule, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Petru, ștergându-și ochii cu batista, a început să povestească. Ratonul, băiețelul cel nou, Marc, a râs când m-am bâlbâit și m-am simțit foarte rău. Dragul meu, știu că uneori sunt dintre cei care râd sau pot face mișto de faptul că te exprimi mai greu. Dar vreau ca întotdeauna să îți aduci aminte cine te-a creat atât de minunat, chiar și cu vorbirea mai lentă. Ai văzut versetul pe care l-am scris și stă deasupra paturilor voastre? În Biblie a fost un om care se numea Moise și nu avea o vorbire ușoară. Și el considera acest lucru un cusur. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a ales chiar pe el să meargă și să elibereze poporul evreu din robie. Când Moise a făcut referire la vorbirea lui, știi ce i-a spus Dumnezeu? Domnul i-a zis: cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Faptul că ai perioade în care te bâlbâi nu este ceva întâmplător și trebuie să recunoaștem că ești minunat și așa. Iar cu Marc să fim răbdători și să explicăm cine este Dumnezeu și cum te-a creat. Și desigur că nu este frumos să râzi de cineva care vorbește un pic mai lent. Fiecare a fost creat de Dumnezeu în mod unic, diferit de ceilalți. Mama a ieșit afară și a chemat pe ceilalți băieți să ia o pauză la o tartă cu zmeură și ceai de mușețel. Intrând în casă, băieții au salutat-o pe doamna Ghimb. Bună ziua, doamna Ghimb! Bună ziua! Ați venit cu un prieten nou? Da, mama, acesta este ratonul Marc. Ei s-au mutat recent în poiana noastră. Bună ziua, doamna Ghimb! A spus încetnișor ratonul. Mă bucur să vă cunosc. Mama a zis blând: și eu mă bucur mult să te cunosc. Poftiți, serviți desertul. După ce s-au odihnit un pic și au mai povestit, mama le-a spus: știți, copii,
aș vrea să vă spun ceva. Fiecare din voi a fost creat de Dumnezeu într-un mod unic, cu capacități pe care le are doar El. Iepurașul țopăici se descurcă cel mai bine la salturi în lungime. Noi, aricii, ne pricepem la apărare cu acele noastre, iar ratonii pot scoate până la 51 de sunete diferite. Suntem toți talentați și speciali, iar unele diferențe ale creației pot amuza pe cineva, dar este bine să fim atenți, să nu jignim pe apropiații noștri. De exemplu, Petru la moment are o dificultate în a pronunța prima parte a cuvintelor sau unele consoane, din această cauză, câteodată unele animăluțe, din necunoștință, mai râd de el sau fac mișto de această situație. Dar el rămâne la fel de minunat, ca și frățiorul lui care nu se bâlbâie. Dumnezeu a îngăduit ca el să aibă această dificultate la moment, iar acesta este un exercițiu excelent pentru noi de a ne antrena răbdarea și a asculta până la urmă ce are să ne spună. Marc a lăsat tarta din mână și a plecat ochii. Se simțea rușinat pentru cuvintele pe care le-a spus mai devreme în spatele casei lui Petru. Încetişor a spus: Petru, iartă-mă că te-am supărat și am spus cuvintele care te-au întristat. Cred că voi avea răbdare data viitoare și mă voi concentra mai mult să ascult ce ai să ne spui. Vrei să continuăm joaca în căsuța din copac? Petru a răspuns bucuros: Desigur, să mergem! Dragi copii, în multe situații vom întâlni copii și adulți care au o deficiență în vorbire sau de auz. Poate merge diferit decât noi, mai greu, iar mâinile sunt într-o poziție strânsă sau chiar se află într-un cărucior rulant. Este bine să le zâmbim acestor copii, nici de cum să nu jignim cu cuvinte obraznice, ci să le acordăm atenție, să ne jucăm cu ei și să le dăruim prietenia noastră. Ei sunt creați de Dumnezeu și fiecare are valoare în ochii Lui. Chiar dacă cineva se bâlbâie, are vederea slabă sau merge mai greu decât alții, toți suntem iubiți de El și dragostea lui Dumnezeu ne îmbrățișează pe toți în aceeași măsură. Dumnezeu niciodată nu greșește în creație, iar ceea ce noi am putea considera un defect, El folosește ca oamenii să-L cunoască ca și Tată și Creator. Iată ce spune în Cartea Psalmilor, 139, de la 13 la 17. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip minunat, în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Mulțumește lui Dumnezeu pentru felul frumos în care ai fost creat. Ești minunat exact așa. Drag prieten, îți mulțumesc că ai ascultat această poveste și te invit să te abonezi la canalul meu de YouTube și să pui like. Ne auzim la următoarea poveste. Pe curând!